înapoi în ringul Coloseum, ring care a găzduit atâtea meciuri și totodată atâtea emoții. Trecem la următorul meci, la categoria 77 de kilograme. În colțul albastru se antrenează la Club Friends Gym, antrenat de către Angel Cardoș. Domnilor și domnilor, vine din satul mare Valentin Sachelaru! Valentin Sachelaru, fără îndoială cel mai experimentat dintre cei doi luptători pe care îi vom vedea în următoarele minute. 16 lupte până acum, 10 victorii, 5 înfrângeri și o partidă la egalitate, o remiză în palmaresul lui Valentin Sachelaru. Experiență mult mai mare pentru el decât pentru adversarul său, debutantul Alexandru Ian, cu 20 de ani. Un sportiv care se antrenează, Clubul Sportiv Ciprian Sora, chiar cu fostul mare sportiv. Și acum să vină în colțul roșu cel ce se antrenează la Club Sportiv Ciprian Sora, antrenor Ciprian Sora. Doamnelor și domnilor, Alexandru Iancu! Experiență așadar mult mai mare pentru Valentin Sachelaru, pregătit de Angel Cardoș, pe care îl vom vedea și pe el ceva mai târziu în cea de șaptea lupta serii. Antrenor cu mult mai mare experiență, Ciprian Sora, atât ca sportiv cât și ca tehnician. Ciprian Sora, experiență mult mai mare față de Angel Cardoș și elevul lui Ciprian Sora, Alexandru Ian, cu 20 de ani. Ladies and gentlemen, the second fight of the night. 3 rounds, 3 minutes, 77 kg. We'll start with the blue corner. 176 centimeters, 77 kg, 33 years old. His professional records, 16 fights, 10 wins, 5 losses. Ladies and gentlemen, from Romania, Valentin Sachelaru. His opponent in the red corner, 184 centimeters, 77 kg, 20 years old. His professional records, 1 fight, 1 win. From Romania, Alex Iancu. Referee in the ring for this fight is Mr. Iancu Zaharia. Un avantaj pentru Alexandru Iancu, cu cei 8 cm în plus ca înălțime, o alungă superioară pentru tânărul de 20 de ani. La mijloc. La mijloc. Vreau luptă cuvântată. Ascultați întotdeauna indicațiile mele. Nu loviți în spatele capului. Bateți pomnul în colțurile voastre. Judge. Cunoscutul Yamato Judge. Zaharia îi Judge. Trimite în cele două colțuri pe Sachelaru și pe Iancu. Time. Suntem gata pentru fight. Cele trei runde. Dacă vor fi atâtea ani. Am crescut nivelul de experiență, am crescut și categoria față de primul meci. A alunecat Sachelaru. Stop! Luptă! Stop! Luptă! Hai,
destul de încrezător cei din echipa lui Alexandru Iancu, tânărul luptător, se poate măsura cu adversari mai în vârstă, mai experimentați. Deocamdată par să aibă dreptate după primul minut al acestui meci cu Valentin Sachelaru. Stop! Stop! Ascultă! Luptă! E nevoie de toată energia lui Yamato Zaharia pentru a-i despărți pe cei doi luptători. Stop! Luptă! Stop! Luptă! Da! Frumos, frumos schimb de lovituri între cei doi. Un high kick pe care îl blochează Sachelaru. Intră această directă lui Iancu. Stop! A aruncat în corzi tânărul Iancu. Încearcă să profite de această diferență de alonj Iancu. Stop! Luptă! Stop! Luptă! Câteva lovituri în aer din partea celor doi. O primă rundă echilibrată sângerează Sachelaru. A lovit mai clar, mai experimentatul Valentin Sachelaru. Iată, are nevoie de ușoare îngrijiri medicale. Oprească sângerarea lui Sachelaru. Aici capul dat pe spate de luptătorul de 33 de ani, probabil un uppercut pe care nu l-am văzut. Puține lovituri clare totuși, în ciuda faptului că Sachelaru a sângerat puțin. Antrenorii afară. Mai liniștit Ciprian Sora. Angel Cardoș cu timpul. Indicații rostite una după alta în finalul acestei pauze. Începe runda cu numărul 2. Stop! Luptă! Stop! Luptă! Stop! Luptă. Are nevoie Yamato Zaharia să intervină foarte des între cei doi, să-i despartă. Stop! Stop! Lovit croșeu Sachelaru, mai mult în umărul adversarului decât să puncteze, dar stop! Și-a atins într-o anumită măsură și ținta. Luptă! Se aud indicațiile lui Angel Cardoș, nu la distanță, știe că Iancu are avantajul alonjei. Stop!
mai luam brațe. Luptă! Stop! Luptă! Stop! Luptă! Încercat să lovească primul, Alexandru Iancu. Luptă! Pe măsură ce adversarul s-a încercat să se apropie. Stop! Luptă! Stop! Luptă! Încearcă să-i despartă repede arbitrul Yamato Zaharia pe cei doi. E nevoie să îi se oprească sângerarea încă o dată lui Sachelaru. Intră acest high kick lui Iancu, o frumoasă lovitură înaltă de picior reușită. Stângul de tânărul luptător ratează upercuturile. Sachelaru. Stop. Ultimele secunde ale rundei cu numărul 2. Cât pe ce să-l lovească pe arbitrul Yamato Zaharia cu acea lovitură medie de picior. Okay. Avem o repriză. Cum ai făcut presiune pe acel coșeu care i-a intrat lui Sachelaru. Și aici high kick-ul care a reușit să spargă puțin blocajul lui Sachelaru. Iar aici intervenția lui Yamato Zaharia, care era să primească un genunchi. Indicații din partea lui Cardoș pentru Valentin Sachelaru înaintea rundei cu numărul 3. Își ține distanța Iancu. Luptă! Stop! Luptă! Deloc nu-i lasă arbitrul să respire, să se ia în brațe, să-și găsească suflul. Dar are mult de furtă cu cei doi. Mișcă destul de bine Iancu, se vede diferența de vârstă care lucrează în favoarea sa, intră aici directă. Stop! Și jumătate croșeu al lui Sachelaru, care își atinge ținta, dar fără prea multă forță. Bună directa lui Iancu. Luptă! Gerează din nou Sachelaru. Luptă!
Sângerează ușor, loviturile n-au fost extrem de puternice. Nu a fost lovit foarte tare. Timpul. Luptă. Schelaru. Intră bine loviturile lui Sachelaru în acest schimb, cele mai clare, cele mai frumoase lovituri ale întâlnirii din partea lui Valentin Sachelaru, cu 30 de secunde înaintea finalului acestei lupte, finalul de meci e clar al lui Sachelaru, mai sunt 5 secunde, lovesc în contra cei doi. Luptă. A uitat să se oprească. Stop. Ce final exploziv de meci din punct de vedere al spectacolului. Clar, cele mai bune 45 de secunde au fost ultimele, s-au dezlănțuit cei doi luptători cu Valentin Sachelaru. Prin plan i-au intrat mai multe lovituri experimentatului luptător în finalul acestei partide. Suficient pentru a câștiga această întâlnire, vom vedea. Suficient finalul de meci pentru ca Valentin Sachelaru să câștige această luptă. Tânărul Alex Iancu, care a ținut distanța mai bine și care a punctat probabil mai des și mai clar decât adversarul său, este câștigătorul acestei